Salut, Jeremy! Ce s-a întâmplat cu tine? Cu siguranță nu te simți bine. Adică, sughiți și nu știi cum să oprești asta? Ai încercat să-ți ții respirația? Să bei apă? Să-ți ții respirația și să bei în același timp? În regulă, atunci mai am o singură idee. Să mergem la Amber la spital. Ea va ști ce e de făcut. Bună, Amber! Bună, micuță Amber! Chiar vă place să țineți locul ăsta curat, nu-i așa? Minunat! Amber, ai un pacient nou! Jeremy aici de față are o criză severă de sughițat. Amber, ai mai tratat sughițuri până acum? Sunt de acord, Amber. Hai să încercăm. De unde să începem? Minunată idee, Amber. Să ne asigurăm că nu are febră. Nu, nu are febră. Care e următorul pas? Să-l scăpăm de sughițurile încăpăținate. Deci, crezi că e ceva în gâtul lui care cauzează sughițul? Păi să verificăm. Nu e nici asta. Mă întreb oare ce ar putea fi atunci? Amber, ți-a venit vreo idee? Vrei să încerci un sirop de tuse ca să te asiguri? Păi tușitul și strănutatul sunt oarecum asemănătoare. Hai să încercăm. Așteaptă puțin, micuțo Amber. Consultația se va termina imediat. Așa, a funcționat? Oh, bietul Jeremy. Atâta muncă și nici un pic de noroc. Măcar acum știi că nu vei tuși. Ce e sunetul ăsta? Ce e asta? Micuțo Amber, dar știu că ne-ai speriat. Așa este, micuțo Amber. Nu poți umbla așa să sperii pacienții? Și în plus, ce spui, Jeremy? Așa este! Te-ai oprit din sughițuri! Adică știai că cea mai bună cale de a scăpa un pacient de sughițuri e să-l sperii? Ha-ha! Păi, cu siguranță ai reușit, micuțo Amber! Amber spune că îi pare rău că a țipat la tine. Nu știa că ai soluția la problemă? În fine... Ai rezolvat acest caz misterios! Bună treabă! Amândouă! Te-ai întors? Micuțo Amber, cred că Jeremy are ceva pentru tine. Oh, ce drăguț din partea ta, Jeremy. Micuțo Amber vrea să-ți mulțumească pentru că l-ai vindecat. Bună treabă, Amber și micuțo Amber. La revedere tuturor. Ne vedem în curând. Bună, prieteni. Wow! Ce sărituri impresionante. Ah, poți chiar mai sus? Păi să fii atent. Oh, nu! Au! Micule Tom, ești bine? Stai liniștit, micule Matt. Vom avea grijă de el. Haide, să mergem să o vedem pe Amber. Te va repara imediat.
Bună, Amber! Micul Tom s-a rănit destul de rău. Îl poți ajuta? Hei, Amber a venit să vă vadă. A căzut destul de tare și a aterizat pe cauciucuri. Cu ce începem, doctore? Înlocuim cauciucurile. Bună idee! Urcă-te în lift, micule Tom! Deja arăți mai bine! Ai văzut ceva interesant? O contuzie? Of, Doamne! Micuțo Amber, îi poți aduce mamei tale o pungă cu gheață? Ha-ha! Asta e cu siguranță rece, dar nu e pungă cu gheață, Amber. Ce drăguț! Dar s-ar putea să-l înveselească pe micul Tom. Asta este ceea ce căutam. Asta o să-ți facă bine la cap, micule Tom. Va trebui doar să te odihnești puțin. Oh, ce drăguț, micule Tom! Amber chiar e un doctor priceput? Gata de plecare, micule Tom? Oh, nu-ți uita bomboana! Iam! Bună, prieten! Mă bucur că te simți mai bine, micule Tom, fără sărituri periculoase. Bine? Ne vedem mai târziu, pa, mașinuțelor! Ne vedem data viitoare, prieteni! Ia uite-l pe Jerry, mașina de curse, și cred că e pe cale să câștige încă o competiție. Haide, Jerry! Hai că poți! Oh, nu! Nu vede pe unde merge! Atenție, Jerry! Vine o curbă chiar acum! Au! Ești bine? Ambulanța Amber e în mulțime. Vrei să o chem în ajutor? Bună, Amber! Jerry s-a rănit de stâncile alea. Ai putea veni să-l vezi? Haide, Jerry, să vedem! Of, Doamne! Cred că vei avea nevoie de ceva ajutor. Micuțo Amber, probabil că nu ești foarte puternică. Wow! Ce copil puternic! Acum, să vedem care e problema. Vești bune, Jerry! Amber spune că totul e ok pe dinăuntru. Dar poate ai vreo rană externă. Ai dreptate, Amber. Cred că Jerry s-a rănit când a lovit acele stânci.
Dar ce avem noi aici? Niște spray, niște unguent și bandaj. Cu ce începe, Amber? Bună idee! Să curățăm rana cu spray-ul. Micuța Amber, ai putea aduce unguentul mamei tale? E pentru a proteja rana. Jerry, mai trebuie să punem bandajul și vei fi gata de plecare. Trebuie să înfășurăm cumva bandajul ăsta pe Jerry. Bineînțeles! Micuța Amber e suficient de mică încât să încapă sub Jerry. Asta e tot? Amber, Jerry îți este foarte recunoscător și ar vrea să-ți mulțumească și ție, micuță Amber. Ai fost de mare ajutor și drăguță, precum mama ta. Faceți o treabă minunată. Jerry, să fii atent, da? La revedere! A fost ceva incendiu, Frank? Se pare că ai ajuns exact la timp ca să stingi focul înainte să cauzeze prea multe pierderi. Fii atent, Frank! Vântul devine puternic! Coboară scara ușor! Nu ai vrea să se rupă? Doamne, Frank! Ochiul tău e umflat! Doare? Poate e de la fum? Mai bine ai merge la spital! Stai liniștit, Frank. Amber se va asigura că vei fi îngrijit. Bună, Amber! Frank stingea un incendiu la bancă și cred că i-a intrat ceva în ochi. Ai putea ajuta? Frank, Amber te poate primi acum. Wow! Frank, ochiul tău este foarte roșu și pufos. Mai bine ai urma-o pe Amber în cabinet. Ce lumină puternică, Amber! Ce este, Amber? Ai găsit ceea ce face ca ochiul lui Frank să fie atât de roșu? Cenușă de la foc? Cred că a zburat prin aer cu tot vântul ăsta. Picăturile pentru ochi îți vor curăța ochii, Frank, și te vor mai liniști. Acum să mai verificăm o dată, să ne asigurăm că totul e în ordine. Ce urmează, Amber? Micuțo Amber, ești un pirat? Doar un ochi ar trebui acoperit. Asta este, Frank. Amber te-a pansat. Ochiul tău se va vindeca foarte repede. Mulțumim pentru ajutor, Amber. Și ție-ți mulțumim, micuțo Amber. Faceți o echipă minunată.
Înapoi la stația de pompieri, Frank. În caz că cineva are nevoie de tine. Să ai o seară frumoasă, Frank. Ne întoarcem la tine peste câteva zile să vedem cum te mai simți. Ne vedem data viitoare, prieteni! Doamne, Carrie, dar știu că mănânci o mulțime de dulciuri. Of, doamne, Carrie, ai o durere de burtică acum? Nu arăți prea bine? Poate să faci o vizită la spital, unde Amber se poate uita la tine. Stai liniștită, Carrie. Amber va avea grijă de tine. Să mergem! Bună, Amber! Carrie a venit să te vadă. Are o durere de burtică. O poți ajuta? Carrie, Amber te poate primi acum. Urmează-o pe Amber în cabinet. Spune a. Amber, crezi că Carrie va fi bine? A mâncat o mulțime de dulciuri. Dulciurile ar trebui să fie gustărică, nu o masă întreagă. Sunt pline de zahăr care nu-ți fac bine. E în regulă, Carrie. Amber te va repara. Carrie, acum ceva special care te va împrospăta. Închide ochii și gândește-te la o plimbare frumoasă pe plajă. Carrie, poți deschide ochii acum. Rămâi acolo, Carrie. Ai nevoie de un bol de supă de pui și puțină apă. Ia uite, ai nevoie de multe lichide. Uite-ți prânzul, micuțo Amber. E supă! Carrie, ești gata. Poți merge acasă acum. Asigură-te că te vei odihni și lasă-o mai ușor cu dulciurile. Minunată treabă, Amber. Carrie arată mult mai bine acum.
Ne vedem data viitoare!